Bună seara și bun găsit, dragi prieteni! Sunt Evelina Bevis și sunt foarte bucuroasă pentru că avem o nouă ocazie în care să ne întâlnim la emisiunea din Cărțile Lumii. În această seară nu suntem în direct cu dumneavoastră, așa că nu putem interacționa în mod live, cum suntem obișnuiți să o facem de cele mai multe ori. Am ales să înregistrăm această emisiune pentru că s-au strâns deja foarte multe întrebări pe care ni le-ați adresat de-a lungul timpului și cărora nu am apucat să le oferim răspunsuri. Așadar, sperăm să acoperim cât mai multe dintre ele în această seară. Ne puteți urmări, așa cum bine știți deja, atât în mediul online, pe paginile noastre de Facebook și de YouTube A7TV, dar și pe site-ul a7tv.ro. De asemenea, ne puteți urmări și pe cablu pe televizor, dacă ne aveți în grila dumneavoastră de programe. Mă bucur foarte mult pentru că și de această dată este împreună cu noi și va răspunde întrebărilor pe care ni le-ați adresat colegul nostru, teologul Cornel Dărvășan. Bună, Cornel! Bună seara, Evelina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem bucuroși că ați ales să fiți împreună cu noi în această seară. Și iată-ne într-un nou decor pe care colegii ne-au ajutat să îl construim astfel încât să păstrăm distanța legală între noi și să fie totul în regulă. Da. Cornel, o primă întrebare este cea pe care ne-a adresat-o Mircea. El ne-a spus următoarele. Ne-a întrebat, e păcat să fii materialist? Dacă e păcat, cât este de grav? Ce părere aveți despre predicarea Evangheliei Prosperității? Întrebarea lui Mircea este una legitimă, dat fiind faptul că sunt foarte mulți predicatori celebri în lume care au foarte mulți bani. Unul predica despre faptul că Dumnezeu l-a iubit așa de mult încât i-a dat un elicopter personal de nu știu câte milioane de dolari. Ce să zic? Lucrurile sunt destul de delicate. În ce sens delicate? Domnul Iisus spunea, nu puteți sluji la doi stăpâni, ori lui Dumnezeu, ori lui Mamona, adică banilor. Biblia spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Observi, nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Însă, ca să-ți faci din bani prioritatea ta numărul unu în viață, să câștigi bani și bani și bani, lucrul ăsta nu este potrivit. Mai ales pentru un predicator. Dacă numai asta vrei, bani și situație materială, eu nu consider că este un păcat să fii bogat. Dar atunci când tu predici, dacă veniți la Iisus Hristos, toate lucrurile vor merge bine, veți fi bogați deja, numai să cereți, să aveți în mintea voastră scopul acesta și vă veți îmbogăți cu siguranță. Chestiile astea nu cred că stau în Sfânta Scriptură. La un moment dat a venit cineva la Iisus și a zis, învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus i-a zis, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, iar fiul omului nu are unde își pleca capul. Mă îndoiesc că o astfel de putere financiar trebuie să aibă mari lideri spirituale ai lumii. Este îndoiala mea. Am citit o carte superbă, Evanghelia după Iisus, de John MacArthur, și la un moment dat se povestea despre tânărul bogat. Și imaginează-ți că tânărul bogat vine la Iisus și vrea să primească viața veșnică și Iisus îi zice, vinde tot ce ai de săracilor și apoi vino și urmează-mă. Și tânărul a plecat întristat, știind că avea multe bogății. Și comentează John MacArthur, dacă ar fi fost un predicator al zilelor noastre, nu cumva l-ar fi luat cu binișorul, ar fi pus în față, ar fi exploatat puțin bogăția lui și ar fi spus că trebuie să dai pentru lucrare ceva ca să ți se adauge. Nu. Iisus îi spune, nu te lega cu inima de aceste lucruri, că altfel ajungi nemântuit. Și l-a plecat foarte întristat. Deci, Evanghelia aceasta a prosperității, în care se predică faptul că dacă ești cu Iisus, întotdeauna vei fi bogat, ești în regulă, trebuie să spui ținte înalte și să te îmbogățești, nu stă în Evanghelia autentică. Repet, sunt oameni care sunt bogați, care au bani la nivelul lor, foarte mulți. Bogăția nu este un păcat. Avem Avram, avem Lot, avem Iov. În Sfânta Scriptură, oameni care s-au îmbogățit și n-au considerat că lucrurile acestea sunt ca un lucru de apucat, să se dea mari, să... Nu.
Ei au rămas smeriți în inima lor, da. E adevărat că sunt puțini. În afară de ăștia doi, mai cunoști pe cineva? Nu prea. Mai greu, mai greu de identificat, da? Deci... Poate împărații, scuze, David, Solomon. Da, așa este, așa este, dar Solomon, săracul, cu bogăția lui, l-a cam târât într-o direcție unde nu era potrivită. Auzisem de unul dintre mari predicatori ai Americii, care are milioane de dolari în conturi și așa, că a fost o criză, niște inundații și biserica lui numără vreo 40.000 de locuri și primăria i-a cerut ca să-și pună oamenii corturile în biserica lui, pentru că era o biserică mare, mega church, și el n-a fost de acord. A căzut foarte prost în ochii opiniei publice atunci. Adică nu pentru asta se luptă biserica creștină? Bine că în România nu s-a întâmplat un necaz mare cu, foarte, foarte mare cu acest COVID-19, dar eu și fost de părere ca bisericile creștine să fie primele care, dacă statul nu ar mai fi putut face față cu spitalele, să-și ofere clădirile bisericilor, să ducă oameni acolo, să fie o mână de ajutor pentru stat. Adică cred că biserica trebuie să se implice în societate, nu să păstreze pentru ea, să fie bogată și dacă ești credincios înseamnă că ești. Nu, uneori suferi de foame, uneori te testează Dumnezeu, credința ta, în credința ta. De aceea să urmăm pe Iisus, aceasta este calea. Iisus, care nu era interesat de business în primul rând și de bani, ci de mântuirea sufletelor. Că celelalte lucruri pot să vină pe deasupra, zice Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, Matei 6:30, și toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Uneori toate celelalte pot să însemne doar pâinea și apa, nu? Așa care este, nu ne așa este, așa este. Ana a întrebat următoarele. Aș putea fi eu fericită în veșnicii când cei apropiați din familie nu sunt cu mine? Ana, este o întrebare foarte grea. Noi acum putem să speculăm. Însă eu mă gândesc în felul următor. Dacă noi ne facem toată datoria pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, să fim o pildă bună pentru cei din jurul nostru, pentru familia noastră, pentru copii, pentru părinți, pentru toți cei dragi ai noștri. Și dacă unii dintre ei nu vor alege să fie cu Dumnezeu, până la urmă, bucuria aceea de a fi cu Dumnezeu în veșnicie va fi atât de mare încât va estompa această durere. Zice cuvântul lui Dumnezeu că El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Oare de ce vor plânge cei mântuiți? Cu siguranță că vor plânge datorită rănilor trecutului, unii nu vor fi acolo. Dar până la urmă zice că orice durere va fi dispărut, orice tânguire, orice țipăt va fi fost uitat. Avem încredere în acest Dumnezeu care va estompa această durere. Imaginează-ți în viața noastră de zi cu zi cam cum se întâmplă. Moare cineva drag, da? E o dramă, e o situație. Vrei să mori, adică vrei să mori și tu odată cu cel pe care l-ai pierdut. Nu murim, supraviețuim. Trece o lună, trec două, trec trei. Și după o anumită perioadă de timp de stompare a durerii, după negare, după toate fazele psihologice ale durerii, urmează acceptarea, urmează vindecarea și până la urmă zâmbești din nou, râzi din nou, că acesta este mersul lucrurilor. În sistemul nostru omenesc, păcătos, cu siguranță că la Dumnezeu în ceruri lucrurile vor fi perfecte. Chiar dacă noi vom pierde pe cineva drag, în cele din urmă bucuria și mângâierea faptului de a fi cu Iisus ne vor ajuta să ne bucurăm o veșnicie. Nu putem înțelege acum toate aspectele, dar îmi plac aceste texte. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, adică vom plânge la început, dar după aceea nu va mai fi nici țipă, nici tânguire, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Această vindecare se va întâmpla sub aripile bunătății și dragostei lui Dumnezeu. Aurel Belea ne întreabă la ce se referă pasajul care spune că legea și prorocii au ținut până la Ioan și după aceea împărăția se va lua cu năvală.
Expresia legea și prorocii se referă la Vechiul Testament, în mod special. Când Domnul Iisus zice, n-a venit să stric legea sau prorocii, Vechiul Testament era împărțit în general în două, legea și prorocii. Apoi și prorocii erau împărțiți în Nebim și Ketubim, proroții mari, prorocii mici. Era și poezia ebraică, psalmii, proverbele, cântarea cântărilor, Iov, cărți ale poeziei ebraice. Dar expresia legea și prorocii a durat până la Ioan se referă la Vechiul Testament. Când vine Ioan, se termine Vechiul Testament și acea tăcere intertestamentară de la Maleahi până la Matei, vine Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul de ce de la el încoace împărăția se ia până vală? Pentru că anunță pe Iisus Hristos care este Mântuitorul și care vine pe firmamentul istoriei ca să mântuiască sufletele oamenilor. Mult mai simplă era mântuirea prin Iisus Hristos. Ideea aceasta că dacă vrei să fii mântuit trebuie să te faci evreu și în loc ca frații noștri evrei să fi lărgit un pic ușa de intrare, ei au strântat-o până când nu mai venea nimănui să se facă evreu. Asta nu înseamnă că doar evreii vor fi mântuiți din veacurile trecute, ci înseamnă că Dumnezeu prin Iisus Hristos a dărâmat bariere și împărăția cerurilor se ia până vale. Iată și noi beneficiem de aceste bariere dărâmate de Domnul Iisus Hristos. Cred că suntem suma traumelor, nu a fericirilor din viața noastră, ne scrie un telespectator. Ar fi masochist să spui că traumele ne formează ca indivizi, că sunt deci o componentă identitară care ne ajută să știm cine suntem? Nu suntem doar suma traumelor. Aceasta este o definiție forțat psihologică. Dacă am fi suma traumelor, n-am mai fi acum în această postură. Poate că astăzi am fost un pic mai melancolic, nu am fost atât de exuberant ca alte dăți. Asta nu înseamnă că tot ceea ce sunt eu în acest moment e suma traumelor mele, nici de cum. Dacă ar fi doar suma unor traume, noi am fi în depresie cu toții. Noi avem într-adevăr în sufletul nostru niște traume, fiecare dintre noi, dar majoritatea dintre noi le-am rezolvat, am trecut mai departe, sau dacă nu le-am rezolvat, mai sar din când în când în viața noastră actuală, dar nu înseamnă că suntem doar așa. Eu cred că ființa umană este dotată cu acest echilibru holistic de către Dumnezeu și trebuie să țină cont de toate lucrurile, adică dacă azi ai mâncat, dacă astăzi ai respirat aer curat, dacă astăzi ai băut apă și n-ai fost însetat, înseamnă că ai niște prilejuri de mulțumire. Nu ești în această seară privind la noi doar suma traumelor tale, ci ești suma experiențelor tale. Experiențe fericite, mai puțin fericite, dar care creează un oarecare echilibru de te face să te uiți la noi. Dacă tot suntem creștini, Marian chiar ne întreabă, nu ar trebui să fim botezați toți la fel și la vârsta la care a fost botezat Iisus? Marian, așa ar fi fost normal să fim botezați cu toții cam la fel, doar că lucrul ăsta s-a întâmplat până prin secolul al IV-lea. După edictul de la Milan din 313, când împăratul Constantin, iată, făcut sfânt în urmă cu câteva zile, a fost sfinții Constantin și Elena, în urmă cu câteva zile creștinătatea l-a observat pe acela care a fost, din punct de vedere politic, un mare strateg. Constantin și-a dat seama că creștinismul este în expansiune, în întreg imperiu, și atunci a dat editul de la Milan, care însemna libertate creștinilor, în 313. După acest edict, în creștinism intră odată cu simpatia păgânilor, pe nedrept numit, poate peiorativ numit păgânilor, necreștinilor, mai corect spus. Odată cu simpatia necreștinilor, tot felul de interacțiuni culturale, tot felul de interacțiuni filozofice, și unii au adus lucrurile în așa fel încât au introdus pe ușa din dos a creștinismului tot felul de practici, mai mult sau mai puțin necreștine. Și odată cu deschiderea acestei uși, au intrat în creștinismul nostru timpuriu, da, din secolul IV, cum spuneam, practici, obiceiuri care nu erau în Sfânta Scriptură, dar care puneau creștinismul în fața unei provocări noi. Da? Uite, spre exemplu, creștinismul a fost pus în fața unei provocări noi în 2020. Ce facem cu COVID-ul? Cum ne raportăm la el? O provocare nouă.
Așa era și în urmă cu 1700 de ani. Cum ne raportăm la libertatea asta în care vine vecinul și spune, băi, voi n-aveți o mamă și un copil la care să vă închinați? Păi n-avem. Dar n-aveți așa în istoria? Păi da, ar fi Fecioara Maria și copilul. Extraordinar, gata. Voi vă închinați la Fecioara Maria și copilul și noi ne închinăm la Isis și Horus. Uh-huh. E același lucru, doar că cheamă altfel. Voi nu aveți așa un bărbat puternic, un simbol pentru... Da, Petru. A, uite, noi ne închinăm la Jupiter. Jupiter este ăsta și voi ziceți că e Petru, noi zicem că e Jupiter. Și încet, încet s-au strecurat în creștinism tot felul de compromisuri. Nu peste noapte, dar așa, prin logică, filosofie. Una dintre întrebări a fost aceasta. Dom'le, ce se va întâmpla cu copiii care mor înainte să fie botezați? Și teologul Ioan Damaschin... Sfântul Augustin au început să pună tot felul de întrebări. Și biserica s-a hotărât, fără o poruncă expresă divină, să boteze copiii mici, bebelușii, neinițiați în arta creștinismului. Pe baza unor texte biblice care, de fapt, nu pot să dovedească acest botez biblic. Spre exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 16, Pavel botează pe temnicerul din Filipi cu toată casa lui. Și se presupune că în această expresie toată casa lui ar fi și niște copii. Sau am botezat, zice Apostolul Pavel, și casa lui Stefana. În această casa lui Stefana se presupune că ar fi fost și niște copii, deci a botezat pe toți. Dar acum întrebarea este, la ce vârstă erau acei copii? Pentru că în primele veacuri ale creștinismului nu avem pedobaptism, asta e problema. Avem botez prin apă la maturitate, prin scufundare. E bine, și așa au intrat aceste practici în creștinism, prin filosofie, prin tot felul de artificii logice și așa mai departe, și s-a hotărât botezul copiilor. Dar în momentul în care Martin Luther a pus Biblia în mâna oamenilor, oamenii au, în 1517, da, 1000 de ani s-a întâmplat ca creștinii să nu aibă cartea de căpătâi, era explicată doar de preoți, doar din tradiții, doar, și uneori nici preoții nu aveau acces la limba în care să citească Sfânta Scriptură, spre exemplu pe teritoriul României. Preoții nu aveau voie să vorbească în limba latină. Ai auzit de cuvântul aboscorodi? Da. Știi ce înseamnă aboscorodi? A vorbit ceva neînțeles. Ceva neînțeles. Ei bine, unii dintre preoți trebuia să vorbească în limba slavonă, da? Poporul nu înțelegea slujba și ei boscorodeau acolo. Uh-huh. Făceau ei. Și pe vremea unui domnitor se spunea că dacă preotul vorbește în limba latină, pe înțelesul oamenilor, îi taie la popa limba. Adică li se taie limba. Și de aceea slujitorii lui Dumnezeu vorbeau pe neînțelesul poporului. Erau doar niște ritualuri, niște încantații și așa mai departe. Deci oamenii au fost foarte în întuneric până când Biblia s-a tradus în limba poporului. Martin Luther a tradus-o, după care a pus-o în mâna germanilor. Germanii au văzut, băi, stai puțin că altfel scrie aici decât ne cer conducătorii noștri. Apoi s-a tradus și în alte limbi Sfânta Scriptură. Până în 1688, mi se pare, la Belgrad este tradus Noul Testament în limba română. Belgrad înseamnă Alba Iulia de astăzi. Uh-huh. 1688, ceva de genul ăsta. În secolul 17, adică târziu, târziu, când oamenii au reînceput să vadă, domnule, stai puțin că nu e așa în Biblie, cum a fost în tradiție, e un pic diferit. Și au venit anabaptiștii și au zis, domnule, noi trebuie să ne botezăm prin scufundare. Apoi au venit baptiștii și așa mai departe. Deci acest adevăr al botezului în apă prin scufundare la maturitate a fost redescoperit în istorie. Bisericile tradiționale însă n-au dorit să treacă la noua descoperire, ci au rămas fideli tradiției, susținând că dacă mor copiii nebotezați vor merge în iad. Ceea ce, dați-mi voie să vă spun că mă îndoiesc, copiii nebotezați merg în iad, pentru că sunt și astăzi mulți copii nebotezați din anumite cauze obiective. Unii dintre părinți nu au bani să facă o astfel de lucrare, pentru că costă lucrarea asta. Alții nu au posibilități, pur și simplu, nu au certificat de naștere încă și mai departe. Lucrurile sunt complicate. De aceea... Fiecare cum înțelege, dragul nostru telespectator, noi înțelegem că botezul biblic este cel prin scufundare în apă la maturitate în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh sau în numele Domnului Iisus Hristos, care este același lucru. La maturitate și ne întreba Marian dacă nu ar trebui exact la vârsta la care a fost botezat Iisus. Iisus l-a botezat la 30 de ani pentru că
doar la 30 de ani putea să fie un tânăr din Israel mare preot. Înainte de vârsta de 30 de ani nu era considerat apt intelectual ca să fie mare preot, dar Iisus vine ca mare preot. După rânduial lui Melchisedec, zice Apostolul Pavel, adică nu avea o descendență din preoția levitică, ci o descendență divină, Dumnezeu l-a pus mare preot. Și de aceea Iisus își începe lucrarea sa mesianică la 30 de ani. Însă ucenicii n-au botezat doar la 30 de ani pe alții, au botezat la vârsta în care ei au putut să cunoască Evanghelia. Există câteva elemente înainte de a fi botezat pe care catehumenul, omul care vrea să se boteze, ar trebui să le îndeplinească. Unul este credința. La ce vârstă poți să crezi? Poți să crezi la o vârstă destul de fragedă. Mai devreme de 30 de ani. Mai devreme de 30 de ani. La ce vârstă poți să te pocăiești? La ce vârstă înțelegi Evanghelia? Da? Toate aceste lucruri. Eu personal nu recomand botezul copiilor înainte de 16-15 ani. Botezăm copilul la 8 ani sau la 7 ani. Eu nu le recomand chestia asta, pentru că un copil e plin de bunătate, plin de frumusețe, el nu înțelege gestul pe care îl face când coboară în apa botezului. Însă am avut personal, pe vremea când lucram ca pastor în viața mea, o ocazie extraordinară să fie într-un singur botez doi bunici, doi părinți și doi copii. Cel mai mic copil era de 12 ani și este o fată credincioasă până ziua de astăzi. Adică e foarte important contextul, maturitatea pe care o are un copil la această vârstă, în familia care crește și așa mai departe. Dar recomand ca acest botez să facă în deplinătatea facultăților mentale, când un om este dornic și pregătit să facă gestul acesta. Ai amintit mai devreme de Melchisedec și avem o întrebare de la Marius. Melchisedec poate fi un prototip al lui Isus? Este un prototip al lui Isus. E un preot căruia Avram i-a dus zeciuială, fără spiță de neam din semințiile pe care Dumnezeu avea să le hotărască mai târziu, seminția lui Levi, spre exemplu. Da? El era un preot al lui Dumnezeu, al Dumnezeului cel atotputernic. Să nu cumva să credeți, am o paranteză aici, e foarte bună întrebarea, să nu cumva să credeți că Dumnezeu nu are oameni pe tot pământul, nu are slujitori pe tot pământul. Poate nu ne sunt nou cunoscuți, poate nu sunt organizați în vreo biserică sau într-o grupare, dar sunt convins că Dumnezeu are și slujitori și creștini și credincioși ai Lui care poate nici nu și-au declarat apartenența și care îl slujesc cu scumpătate. Aceștia sunt Melchisedec. Carne de rață sau gâscă se poate mânca? Gabi din Târgu Mureș. Gabi din Târgu Mureș, conform Leviticului capitolul 11, rața și gâsca nu sunt animale necurate, adică sunt animale curate. Recomandarea Bibliei este ca să nu mâncăm grăsimea și sângele. Dar conform regimului de viață kosher, lebăda este necurată, dar rața și gâsca sunt animale curate. Rața și gâsca se zice că ar fi din neamul lebedei, dar Biblia nu spune lebăda și neamurile ei, citiți vă rog cu mare atenție, ci spune lebăda, coroiul, cocostârgul și neamurile lui, ale cocostârgului. Lebăda este diferită de gâscă și de rață. Dacă ar fi fost primii cine să descopere că gâsca și rața erau necurate, ar fi fost evrei primii. Iar ei mănâncă. Ei mănâncă aceste animale. Vă rog să explicați cântarea cântărilor 6 cu 10, Costel Dumitrescu. Să vedem ce text este acolo. Ce text este aici? Costel, cred că vrea să mă pună în dificultate. Dragă Costel, înainte să știu textul, vreau să spun că Cântarea Cântărilor este o poezie ebraică, o poezie de dragoste, un pic erotică. Deci nu este nicio ascundere în chestia asta. Stați așa că m-am și zăpăcit. Cântarea Cântărilor, Iov... Psalmii, Proverbele, Cântarea cântărilor, da? 6 cu? 10, cu versetul 10. Zice așa. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Se referă la iubita împăratului, însă prin...
comparație profetică, să zicem așa. Cântarea Cântărilor are și o valență de genul acesta, respectiv dragostea între Hristos și biserică. E vorba despre biserica lui Hristos, frumoasă ca luna, curată ca soarele, frumoasă ca luna, curată ca soarele și cumplită ca niște oși sub steagurile lor, în sensul că este neînfricată biserica lui Dumnezeu. Dar din textul ebraic se referă la o tânără, Sunamita, pe care împăratul o vede hiperbolizată, da? Și niște figuri de stil cu care noi astăzi nu suntem foarte obișnuiți, da? Cu iapa de la carele lui Solomon, te asemăn eu pe tine, iubita mea. Când îi spui astăzi la o femeie, ești ca o iapă de la carele lui Solomon, e o jignire. Ei, dacă noi ne-am dat seama de puritatea și frumusețea unei iepe de la carul lui Faraon, probabil că complimentul acesta era unul de mare, mare însemnătate. Limbajul este adecvat timpului, principiilor din vremea respectivă și în mod direct aici se vorbește despre împărăteasă, despre Sunamita, despre iubita împăratului, iubita de fapt. Dar prin analogie profetică putem să apreciem că acest text ar putea referi și la biserica creștină. Dani, Daniela, știa Dumnezeu prin preștiința sa cum că Lucifer avea să devină Satana? Dani, Daniela, m-ați bătut cu această întrebare vreo 20 de ani. Că întrebarea următoare este următoarea. Dacă știa, de ce l-a mai creat? Nu? Dumnezeu, în atotputernicia sa, știe totul de la început. Însă eu cred că de multe ori Dumnezeu alege să se limiteze pe sine. Spre exemplu, când Domnul Hristos s-a întrupat, El zice despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Iisus a ales să se limiteze pe sine, să nu cunoască ziua și ceasul revenirii sale. Iisus a ales să se limiteze pe sine, deși El este Cel care a inspirat Sfânta Scriptură, să nu o cunoască în calitate de copil, ci să fie învățată de la mama Lui. Acum, personal cred că Dumnezeu știa totul de la început. Dar mi-am pus întrebarea. Dacă Dumnezeu uneori, în numele principiului dragoste desăvârșit, alege câteodată să se limiteze pe sine și să zică, facem asta. Fără să ne gândim la viitor, ce contează. Facem asta din dragoste desăvârșită. Eu cred că Dumnezeu a existat de la început. La fel cum toți oamenii de știință cred că a existat un ceva la început, fie o masă coloidală supracondensată care a explodat și s-au făcut planetele și aminoacizii și cu tare. Noi credem că la început Dumnezeu. Și pentru că la început Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste desăvârșită, înseamnă că Dumnezeu era o pluralitate, nu o singularitate, că în singularitate nu există dragoste desăvârșită. Și chiar cred că Dumnezeu a existat de la început în ipostaza a trei personalități, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl este originatorul dragostei, Fiul este obiectul dragostei, Duhul Sfânt este canalul de transmitere al dragostei lui Dumnezeu, așa înțeleg eu din punct de vedere filozofic. Și pentru că Dumnezeu a existat la început și este dragoste desăvârșită, Dumnezeu avea câteva posibilități. Prima posibilitate, să nu creeze nimic decât plante, animale, ființe necuvântătoare, oameni, roboți, care să n-aibă voință proprie. A doua posibilitate, să nu creeze nimic, să fie singur. Și a treia posibilitate, să creeze ființe libere, cu liberul arbitru, în numele dragostei desăvârșite. Acum, pentru că Dumnezeu este dragoste desăvârșită, ce posibilitate crezi că avea El în putere și în vrere să facă? Ce? Eu sunt convins că în numele dragostei desăvârșite, care este Dumnezeu, Dumnezeu nu putea să facă doar niște ființe necuvântătoare, sau doar niște boi, sau doar niște oi, sau doar niște câini. De aceea Dumnezeu a făcut ființele angelice, a creat ființele angelice, deosebite, dar cu libera alegere. Printre aceste ființe a fost și Lucifer, fiul zorilor.
În afară de Lucifer, Dumnezeu a creat miliarde de îngeri. Să presupunem că nu l-ar fi creat pe Lucifer. Dacă nu l-ar fi creat pe Lucifer, oricare dintre susținătorii de odinioară a lui Lucifer, sau de mai târziu, mai bine zis, ar fi putut să fie prima ființă împotrivitoare. Deci oricare dintre ființele pe care Dumnezeu le-ar fi creat putea să fie prima ființă împotrivitoare. Dumnezeu, când a creat din dragoste ființe libere, cu liberul arbitru, și-a asumat și răspunderea, ca în cazul în care una dintre ființe să se răzvrătească împotriva lui, să poată să facă față acestei situații. Asta s-a și întâmplat. Cred că Dumnezeu știa, a dat ghes sentimentului de dragoste perfectă din inima lui, pentru că Dumnezeu nu este, așa cum spunea marele gânditor Lucian Blaga, marele anonim care creează nu din dragoste, ci din sete de a-și domoli puterile creatoare inepuizabile, ci Dumnezeu este dragoste. Aceasta este cea mai mare definiție a lui Dumnezeu. Și datorită dragostei, Dumnezeu a creat ființe libere, conștiente, care se poate să spună nu. Și Lucifer a fost unul care a zis nu. N-a avut niciun motiv. Erai fără prihană în căile tale, zice cuvântul lui Dumnezeu. Din ziua când ai fost făcut, până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine. Dumnezeu nu a creat un diavol. După cum o mamă nu dă naștere unui hoț, ci unui fiu care alege să fie hoț. Nici Dumnezeu nu a creat un diavol. Dumnezeu a creat un înger care a hotărât la un moment dat să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Asta a fost. Dar în numele dragostei săvârșite, Dumnezeu nu putea să zică, nu crezi pe ăsta? Aoleu, nu crezi nici pe ăsta, că ăsta știu eu că dacă îl crezi. Aoleu, nici pe ăsta la altul, că ăsta l-ar fi urmat pe la altul. Adică nu există ceva lui Dumnezeu. Ce? Era frică lui Dumnezeu de împotrivire? Nu. De ce i-a dat naștere lui Hitler Dumnezeu? De ce nu le-a dat Duhul Sfânt la profesorii aceia de la facultate care i-au apreciat tablourile? Ai văzut tablourile lui Adolf Hitler? Da. Superbe! Astăzi ar fi fost primit la orice institut de probabil. De ce nu ar fi dat Duhul Sfânt la aceia care să le fi, sau așa, un sentiment de frică în inima lor, să zică, băi, îl primim pe ăsta, nu se poate să nu-l primim. Hai, Adolf, intră la facultate, aici, la artă, că poate soarta lui s-ar fi schimbat pentru totdeauna. În numele dragostei desăvârșite, Dumnezeu iubește și pe călău și pe victimă. Nu înțelegem, este foarte greu de înțeles acest aspect în mintea noastră. Noi i-am retezat dintr-o suflare capul. Nu, Dumnezeu iubește până în adâncul întunericului cel mai dens. Acolo, de acolo ia Dumnezeu pe om și vrea să-l transforme. Ziua judecății va fi o zi a surprizelor. Pe unii Dumnezeu îi va scoate din întunericul cel mai dens. De acolo de unde toți oamenii ar fi zis, ăsta este sigur nemântuit. Va fi o zi a surprizelor într-o zi. Pentru că Dumnezeu iubește și Dumnezeu lucrează. Și poate că un om se întoarce. Radion Vacarciuc, 1 Timotei, capitolul 1, versetele 9 și 10. Știind că Domnul Dumnezeu este dătătorul legii, în care categorie îl punem pe cel neprihănit când ziceți că Iisus a ținut legea? Întâi Timotei 1, cu versetele 9 și 10. Timotei 1, 9 și 10. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru cel oricine este împotriva învățăturii sănătoase. Dragă Rodion, tu chiar ești sincer sau te faci că nu știi? Ești sincer sau te faci? Cum adică să-L punem pe Domnul Hristos într-una dintre aceste categorii? Iisus a păstrat legea nefăcând parte dintre aceste categorii. Ți se pare că unul dintre ăștia păstrează legea? Ți se pare că vreunul dintre ăștia păstrează legea?
Nu! Când ai Duhul Sfânt în tine, păstrezi legea, nu încalci legea. Frate Rodion, ne scrieți de ceva vreme. Haideți să vă întreb ceva. Nu vă place deloc problema sabatului. Știu care e inima dumneavoastră. Deloc nu vă place. Dar hai să vă întreb ceva din treaba asta de aici. Hai să mai citim o dată împreună textul acesta. Ia auziți aici. Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși. Pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie. Ne pare rău că traducerea românească nu explică foarte clar adâncimile acestor texte, dar vreau să vă întreb mai departe unde explică foarte clar. Ia auziți aici. Pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă. Spune, te rog, Evelina, e vreo poruncă care vorbește despre tată și mamă între cele 10? Porunca 5. Porunca 5. E vreo poruncă care vorbește despre a ucide? Porunca 8. Sau a 6 este să nu ucizi. A 6, da. Da? Pentru ucigătorii de oameni. Pentru curvari, sodomiți, pentru vânătorii de oameni. Opa, porunca 7. Pentru vânzătorii de oameni. E furt. Să furi, da. 8, a furt. Se 8. E o furare aici, vânzător de oameni. Tu furi identitatea unui om, vinzi un dreptul, om. Dreptul, da. Pentru cei mincinoși. A noua. Porunca a noua. Wow, sunt toate. Pentru cei ce jură strâmb, pentru oricine este împotriva învățăturii sănătoase. Jură strâmb, să nu mărturisești strâmb împotriva a noua, a noua. Pentru oricine este împotriva învățăturii sănătoase. Care e învățătura sănătoase? Să nu poftești, este porunca a zecea. Și această lege este și pentru cei nelegiuiți și păcătoși și fără evlavie. Cine sunt cei fără evlavie? Nu cumva se referă acest termen la cei care nu doresc să păstreze porunca lui Dumnezeu cu privire la evlavie, la credință, la închinare adevărată? Primele patru porunci. Primele patru porunci. Iată decalogica apostolului Pavel, stimate frate Vacarciuc. Domnul Iisus Hristos n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug, spune 1 Petru capitolul 2, versetul 21-24. Și dacă n-a făcut păcat, înseamnă că n-a încălcat nici una din aceste patimi. Cum adică să-l includem aici? Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea această inimă plină de dragoste ca să înțelegeți că oricine se supune Duhului lui Dumnezeu, se supune și legii lui Dumnezeu. Pentru că ce înseamnă că nu ești sub lege? Înseamnă că nu ești sub condamnarea legii. Eu sunt liber în seara aceasta pentru că nu m-a condamnat legea românească. Că și nu călcat-o. Sunt la închisoare. N-am omorât pe nimeni deocamdată. Sunt liber. Mă înțelegeți? Dar e foarte interesantă decalogica apostolului Pavel. Foarte interesant. Și dacă stați și vedeți cuvintele și în limba greacă, veți observa că e exact cam pe cele 10 porunci merge Apostolul Pavel. Însă în valențele din vremea respectivă, inclusiv la porunca 7, inclusiv la porunca să nu furi, vânzătorii de oameni, accentua problemele din societatea respectivă. Da? De aceea Domnul să ne lumineze. Aș dori să știu ce părere aveți despre crearea omului din Geneza 1, care specifică faptul că omul e făcut parte femeiască și parte bărbătească. Dar în Geneza 2 spune despre adormirea lui Adam și facerea Evei. Părerea mea e că trebuia trecut în Geneza 2. Geneza 2 începe fiind a șaptea zi, de aceea spun așa, pentru că știm că în a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit. Dragă telespectatorule, Cartea Genesei nu este o carte de știință. Cartea Genesei este o carte scrisă de Moise, după cea mai mare probabilitate. Iar Geneza n-a fost văzută de Moise. I-a fost prezentată, probabil undeva în pustia Madian, când stea cu oile, într-o panoramă. Uite, așa s-a întâmplat. Prima zi, a doua, a treia, scrie. Și Moise a scris. Omul a fost făcut în ziua a șasea. Parte bărbătească, parte femeiască. Capitolul 2,
preia ideea cum a fost făcut omul. Domnul Dumnezeu a suflat în răsuflare de viață, omul s-a făcut un suflet viu, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țarna pământului, a suflat în răsuflare de viață și a făcut un suflet viu. Da? În continuarea capitolului 2, la un moment dat, se reia raportul Genezei cu câteva elemente esențiale. Iată istoria cerurilor și a pământului în ziua în care a fost făcut. Când Domnul a făcut, nu era niciun copăcel pe pământ și așa mai departe. Cartea Genezii și, în mod special, literatura ebraică are acest dar de a reveni cu anumite detalii, nefiind neapărat cronologice. Spre exemplu, la un moment dat, în capitolul 4, se spune că Cain s-a împreunat cu nevastă sa. Și dacă citești de la Geneza 1 la capitolul 4 până se spune că Cain s-a împreunat cu nevasta, nu-ți dai seama de unde vine nevastă sa. Dar în capitolul 5 se vorbește despre faptul că Adam și Eva au avut pe Set și încă fii și fiice. Și îți dai seama că acest Cain s-a căsătorit cu una dintre surorile lui, pentru că așa a lăsat Dumnezeu atunci să se înmulțească lumea, până când, cu ocazia ieșirii din Egipt, a zis stop, fratele și sora nu mai se pot căsători. A existat la începuturile omenirii această chestiune. Nouă ni se pare abominabil astăzi, pentru că suntem într-o societate civilizată, dar la începuturile omenirii Dumnezeu aceasta a lăsat. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Da? Așadar, anumite detalii revin și Dumnezeu explică cum s-a întâmplat. Asta se întâmplă în capitolul 2. A fost făcut Adam, au venit animale, le-a dat nume, a văzut că fiecare animal are pereca lui, lui nu s-a potrivit niciuna, a simțit și el o nevoie. Și vin unii și zic, a, l-a manipulat Dumnezeu pe Adam, l-a manipulat, i-a trecut prin față perechile de animale ca să simte și el nevoia și apoi să-i dea pe Eva. Dragilor, nu știu dacă l-a manipulat, dar i-a arătat că e mai bine să fie în doi decât în unul. Și Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și de aceea a făcut-o pe Eva din coasta lui. Atenție, bărbați, nu din cotul lui, ci din coasta lui. De undeva de pe lângă inima. Sunt convins că era de la partea stângă. Așadar, nu trebuie să ne facem probleme. Anumite lucruri se repetă, se reiau și se dau anumite detalii. Cam așa s-a întâmplat în Geneza. Ce înseamnă sau ce nu înseamnă pentru adventiști venirea Sfintei Lumini la Ierusalim? Am mai avut o întrebare de genul acesta. Unii prieteni au spus că am greșit, că de fapt este așa, o lumină din cer, vine o lumină din cer și aprinde flacăra. Chiar săptămâna aceasta citeam într-o agenție de știri, nu vreau să-i dau numele, că de la un alt post de televiziune, de aceea vreau să-i dau numele, în care un preot mărturisește că nimeni n-a intrat acolo cu lumină supranaturală, ci că cel care a aprins lumina este un om. Acum nu vreau să tulbur credința nimănui, însă din toate datele pe care le avem, lumina de la Ierusalim nu este o lumină supranaturală, ci o lumină naturală. Pentru noi, ca creștini, lucrul acesta are semnătate în sensul că oamenii se bucură atunci când iau această lumină. Noi ne bucurăm de bucuria oamenilor, ne bucurăm cu cei ce se bucură, dar nu credem că are vreo importanță magică această lumină. Noi credem în lumina care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Acesta este accentul pe care îl dăm. Aura Sfinților din icoane face referire la cultul păgân de adorare a soarelui? Se include și Sfânta Ostie Rotundă cu care se împărtășesc catolicii? Despre aura Sfinților nu știu foarte exact, dar despre această ostie a cercului solar se pare că vine din cultul solar, mai vechi decât creștinismul. Acum, n-am studiat foarte bine iconografia și felul în care erau cinstiți eroii înainte de creștinism, încă din păgânism. E posibil să fie lucrul acesta, e posibil să nu fie. Nu știu, nu mă pronunț. Au existat cele 10 porunci în cer înaintea căderii omului în păcat, Mădălin Sava. Dragă Mădălin, legea lui Dumnezeu este veșnică, și anume ce este veșnică? Legea iubirii. Legea iubirii este veșnică.
De fapt, cele 10 porunci este transcrierea în variantă umană a legii iubirii. Dacă iubești pe Dumnezeu, vei respecta primele 4 porunci. Dacă iubești pe aproapele, vei respecta următoarele 6 porunci. Dacă te întreb dacă îngeri aveau porunca să nu prea curvești în cer, ei bine, nu aveau. Aveau porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Da? Și pe ceilalți îngeri. Ceilalți îngeri. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Însă, în variantă umană, această lege a lui Dumnezeu a căpătat proporții de literă de lege, de articol de lege. Ce înseamnă această lege? Știți că și guvernul dă o lege și apoi are niște articole. Legea este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și cum poți să faci asta în mod concret? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, nu ai alt Dumnezeu afară de El, nu te închini unor arătări sau unor chipuri sau unor statui în afară de Dumnezeu, căruia te închini în duc și în adevăr. Nu înseamnă că statuile în formă de Dumnezeu alea sunt bune. Nu. Nu îl reprezinți pe Dumnezeu. 3. Nu folosești numele lui Dumnezeu în conversații ușuratice, nu e în deșert numele Lui. 4. Te închini în ziua pe care Dumnezeu a dat-o. 5. Vrei să te bucuri de aproapele, să îl cinstești. În primul rând, cel mai aproape de tine sunt părinții tăi. Cinstește pe părinții tăi. 6. Să nu furi, să nu ucizi. 7. Să nu comiți adulter. 8. Să nu furi. 9. Să nu minți. 10. Să nu poftești nimic din ce este aproape lui tău. Aceasta este expresivitatea reală a legii dragostei transferată pe pământ. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Atunci, de ce nu ne-am supus în continuare dictaturii lui Ceaușescu, Marius Constantin? Bună întrebare, Marius. Dumnezeu ridică și coboară pe împărați. Uneori cu ajutorul oamenilor, alteori pur și simplu le zice că Irod a fost lovit de un înger al lui Dumnezeu. Așadar, noi creștini ne supunem. Ne-am supus și pe vremea lui Ceaușescu, însă în momentul în care am simțit că este ceasul libertății, am luptat pentru conștiințele noastre. Noi ne supunem cezarului atâta vreme cât cezarul nu intră peste conștiința noastră. Când cezarul intră peste conștiința noastră, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Cam asta este. Explicați, vă rog, 1 Timotei 4, versetele de la 1 la 5. Otto Kjölteleș. Dragă Otto, 1 Timotei 4 vorbește în felul următor. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă vor veni unii care se vor lepăda de credință. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, căci este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Unii dintre creștini îi acuză pe alți creștini, respectiv chiar pe noi, uite, voi opriți întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri. Nu suntem noi cei de acolo, în primul rând pentru că noi nu oprim bucatele pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri. Care sunt aceste bucate pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri? Pentru ce lucruri putem mulțumi? Pentru că acele bucate sunt sfințite prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. O simplă rugăciune nu poate sfinți niște bucate pe care cuvântul lui Dumnezeu nu le-a sfințit. Așadar, sunt în limba greacă, dacă veți căuta, cei care cunoașteți mai bine decât mine, există expresia kai. Cuvântul kai cu kappa, ai, înseamnă și prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Sau mai corect, atât prin cuvântul lui Dumnezeu cât și prin rugăciune. Nu poți să te rogi pentru un șobolan și să zici, ah, Doamne, îți mulțumesc pentru acest șobolan prăjit, frumos, îți mulțumesc că mi l-ai dat să mănânc. Nu e corect. Pentru că Dumnezeu nu poate primi o rugăciune făcută pentru un lucru care n-a fost sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Așadar, nu oprim nici căsătoria, nici bucatele pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri. Iar dacă vă opriți la textul că orice făptură a lui Dumnezeu este bună, nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, vreau să vă întreb. Credeți că Evelina este o făptură a lui Dumnezeu? Avem voie să o mâncăm?
dacă e bună și nimic nu-i de lepădat, dacă se încurajează Dumnezeu canibalismul? Nimănui nu i-ar trece prin cap așa ceva. Singura problemă este că nouă ne plac anumite alimente pe care Biblia le numește necurate. Dar nu pot fi curățite decât dacă sunt curățite prin cuvântul lui Dumnezeu, respectiv prin voia lui Dumnezeu, dacă sunt făcute pentru a fi mâncate sau pentru a nu fi mâncate. De aceea e important să ascultăm de Dumnezeu și în acest aspect. Se spune că trebuie să întorci și celălalt obraz dacă ai primit o palmă. Câte palme e dispus creștinul să primească, raportat la viața grea dusă în societatea noastră? Hai să spun cum zice textul. Și dacă cineva strage o palmă peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Te-ai gândit vreodată cum îți dă o palmă un dreptaci peste obrazul drept? Cu dosul palmei. E și mai jignitor. Băi, bang, una peste ochi. Ce vrea Domnul Hristos să spună este să fim pacifiști. Să fim oameni neconflictogeni. Dacă cineva ne jignește, încearcă să te abții, nu te apuca să-i dai înapoi, să fii clingonian. Știi ce înseamnă clingonian? Era o scenă din filmul Star Trek, în care un reprezentant al altor planete, bineînțeles, în imaginația de science fiction a regizorului, era un tip de clingonian, așa îi zicea, și greșise un pământean, un clingonian. Și pământeanul zice, îmi pare rău, care clingonianul? Bă, de ce ai făcut asta cu tare? Și mai e nervos. Și ăsta am spus că îmi pare rău. Și mai tare. Și cineva își optește, vezi că ăștia, pe măsură ce își cere iertare, devin și mai agresivi. Așa că dă-te la ei, că atunci o să se liniștească. Și clingonia, nu, ți-am spus să nu mai faci. Un pământean acum că a prins curaj. Bă, uite, așa am vrut eu, mă, așa de-aia am făcut, mă, că am vrut eu. La care clingonia nu se liniștește. Așa, frate, așa te vreau, bătăios. Sunt unii clingonieni din ăștia la care trebuie să te dai ca să stea liniștiți. E foarte greu să ai acest discernământ și să vezi cum să aplanezi un conflict. Cam asta este ideea. Nu te apuca să sar ca o țață imediat în conflict sau să sar ca un cocoș la bătaie, sar deodată, dau cu ciocul, se atacă și se pișcă, deodată nu mai mișcă, zicea o lecție din abecedar. Cam așa suntem de multe ori, roșcatul cântă voios. Și ce folos că cânti voios dacă ai rănit pe fratele tău sau dacă l-ai pleznit pe unul? Nu, acesta este scopul creștinului, zice Domnul Iisus Hristos, să fii plin de pace, feriți de cei plini de pace, împăciuitori, da? Adică, mamă, te-a jignit cineva, ți-a tras o palmă cineva, gata, înapoi, trebuie să-i dau una lui ăsta. Nu, las, fii mai calm, fii echilibrat, încearcă să nu mai stai în raza copitei calului, că s-ar putea să te lovească, fii tu mai bun dacă el nu poate să fie, cam asta e ideea. Umbrele creștinismului din trecut, precum cruciadele, inchiziția, le putem șterge doar pentru că au fost acum sute de ani. Acum suntem curați și mergem înainte? Evelina, chestia asta pe mine mă doboară. Mă doboară de foarte multe ori. Regizori moderni au reînviat spiritul cruciadilor prin anumite pelicule. Am văzut într-o seară un film cu Nicolas Cage în rolul unui cavaler cruciat. Te apucă groaza și nu cred că sunt departe de adevăr aceste filme care reliefează și barbaria și nemintoșenia a preoților care conduceau și ziceau acești oameni sunt posedeați de satana, trebuie să-i omorâți pe toți! Pac. În numele credinței s-au făcut mari atrocități. S-au risipit mari idealuri. Dar ține minte că majoritatea acestor cruciade erau făcute într-un timp în care preoții își țineau pentru ei Sfânta Scriptură legată în bibliotecă, nu o citeau nici ei și nici oamenilor nu le dau să citească. Pardon, și era răspândită în popor ideea că papa ține cheile sufletelor oamenilor și dacă l-ai supărat cumva pe papă, ești pierdut pentru totdeauna. Superstiția era cea care domina.
Și oamenii, ca să fie siguri de mântuire, se duceau oriunde, omorau pe oricine. Nu era nicio problemă, pentru că asta credeau că îi aduce în împărăția lui Dumnezeu, pentru că așa li se spunea. Acum, sunt convins că veșnicia ne va descoperi și oameni care au primit Duhul Sfânt în inima lor și s-au gândit, bă, dar stai puțin, cum, adică să scot sabia, să omor pe ăla și mi se iartă păcatele. Absurd. Nu se poate. Dar aceste cruciade sunt pagini negre, pagini negre ale istoriei creștinismului și nu poate fi șters acest episod cu Conciliul Vatican II, în care Papa își cere iertare pentru greșelile istoriei. Nu poate fi șters chiar așa simplu. Papa care, atenție, este infailibil. Mm-hmm. Nu poate să greșească. Acțiune sau prerogativ la care nu a renunțat niciodată. Adică cum? Adică am greșit, dar n-am greșit. Explicăm. Am predicat sâmbătă despre masca de sub nas. Și pe călare și pe jos. Nici îmbrăcată, nici dezbrăcată era fata săracului cea isteață. Așa credem noi că se poate cu credința. Suntem infailibili, dar iertați-ne pentru greșelile trecutului. Păi cum, frate? Ori ai greșit și nu ești infailibil, ori n-ai greșit și ești infailibil. Nu merge, am greșit, dar suntem neprihăniți pentru toată istoria. E ceva putre de acolo. Nu am dreptate? Da. Dragi prieteni, nu putem trece așa ușor cu vederea. Însă vreau să vă spun un lucru în această ocazie. Blândețea, frumusețea, bunătatea, cele mai înalte virtuți care pot să treacă omului prin cap au fost împlinite în viața Mântuitorului Iisus Hristos. Noi nu putem arunca copilul împreună cu copaia murdară. În copaia murdară a istoriei au existat inchiziții, abuzuri groaznice, unele dintre ele preoțești, iată și în țară la noi se întâmplă, DNA-ul începe să scoată câte unul, câte unul. Dar stați liniștit, nu numai la frații ortodoxi există. Există și la evanghelici, și la alții. Cunosc cazuri în care și păstori au abuzat copii. Personal cunosc astfel de cazuri. Se mușamalizează, să nu se știe, să nu se facă. Toate acestea strigă. Însă nu putem arunca frumusețea adevărului lui Hristos doar pentru că o bandă de derbedei, ajunși la pupitru, își bat joc de credință și de creștinism. Totdeauna modelul Iisus rămâne și pe lângă modelul Iisus rămân oameni, bărbați și femei, a căror inimă bate pentru Hristos, în ale căror piepturi bate sensibilitatea pe care a avut-o Iisus, ai căror ochi văd cu ochii lui Iisus. Nu putem să dăm totul la o parte doar pentru că niște oameni au băgat pe Dumnezeu în față și în rest au făcut ce au vrut. Va fi jale în ziua judecății de oamenii aceia. 2 Corinteni 5 cu 10 spune că și toți ne vom înfățișa înaintea scaunului judecată lui Hristos și fiecare își va primi răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Fiecare responsabil de faptele lui. Ah, cât de mult ne mai place să ne uităm la faptele altora. Da, nu? Oglinda, prietene. Fiecare cu oglinda lui. De aceea noi continuăm să învățăm pe oameni să fie buni, să fie iubitori, să urmeze pe Hristos, să se uite la Hristos, să vadă cum a făcut Hristos. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Daniela Kaufman, un hobby, mai precis crearea de obiecte decorative, poate fi considerat păcat? Daniela, orice hobby și orice bucurie pe care ne-o facem iubind-o mai mult decât pe Dumnezeu, da, poate fi considerat păcat, dar faptul că suntem bine, suntem fericiți, știm care este locul lui Dumnezeu și că mai avem câte un hobby, nu cred că poate fi acuzat cineva că este păcătos doar pentru că are un hobby. Acest hobby trebuie să fie cu înclinații cât mai frumoase și curate. Că dacă eu am hobby, spre exemplu, să
îmi murdăresc sufletul într-un anumit fel, normal că nu este bun hobby-ul acela. Dar dacă am un hobby creativ în care fac niște decorațiuni, uitați, sunt scenarist și fac un decor de genul acesta frumos și îmi sparg mintea să văd cum ar trebui să arate în așa fel încât oamenii să se bucure când văd așa ceva. Cum ar trebui să arate o cameră, uite, nu știu ce decorațiuni faceți, dar mă gândesc, poate să fie și un hobby, poate să fie și o sursă de venit, mai ales în vremurile acestea grele, da? Însă trebuie să știm locul lor. Telefonul poate să fie un hobby. Însă eu dacă atunci când mă trezesc dimineața nici nu mă rog, ci mă uit doar la telefon și stau ore întregi pe telefon și nu mă gândesc decât la telefon și cum aș putea să mă uit pe telefon, am o problemă. Vă spun un hobby din viața mea, da? Mă fac vulnerabil. Evelina, eram în clasa a 7-a, 13 ani. Aveam un verișor al doilea, care poate ne ascultă, Florin Ardălean, tatăl lui era maestru internațional de șah, nu știu dacă era internațional, maestru de șah, și el n-avea voie să joace în campionatul școlar de șah, pentru că ne bătea de nerupea pe toți, n-avea voie, el. Și pentru că el n-avea voie, am ieșit eu campion pe școală, doar pentru că el n-avea voie. Am ieșit campion pe școală la șah. Și zic, bă, nu se poate așa, numai să fiu al doilea, dar el oricum ne bate pe toți, știi? Și ne-am apropiat, ne-am vizitat unul pe altul. Și am început să învăț șah. Șah, serios, nu cum se mută piesele. Și citeam chiar săptămâna trecută, a fost ziua unui mare șahist al lui Anatoli Karpov. Pe vremea când studiam eu șah, erau Anatoli Karpov și Garry Kasparov, erau doi mari șahiști, se băteau ei, care câștigă medalia de aur. Și am aflat de un maestru român, Florin Gheorghiu, care l-a bătut pe Anatoli Karpov odată. Și vreau să spun că mi-am cumpărat niște cărți de șah. Și la un moment dat eram atât de obsedat încât steam 8 ore pe zi la șah și vedeam, bă, dar de ce a pus Garry Kasparov aici? Și mă gândeam, mă, dar de ce? Și vedeam următoarele mișcări și îmi dădeam seama cum judec ăsta cu 10 mișcări înainte, cu 20 de mișcări înainte. Și mă uimea faptul că dacă doi maestri jucau și unul pierdea un pion pe gratis, ălalt ceda partida. Dacă îi dădea un pion momeală, ca să aibă o poziție mai bună, nu ceda partida, îl bătea imediat în următoarele mutări. Dar dacă îi lua un pion fără să știe el și fără să își imagineze că îi lua pionul, ceda partida. Pentru că știa că acel mare maestru din fața lui era suficient de inteligent încât să joace schimb pe schimb, să rămână el cu regele, cu pionul în plus și să scoată regina și să-l bată la sfârșit. Și nu mai se umileau până în felul ăsta. Deci, și ce să spun, că 8 ore pe zi stăteam la șah. Am dat și de o carte creștină, la un moment dat, care se numea Căminul Adventist, în care scria că șahul, damele și jocurile de noroc, mamă, și când am văzut să împice capul, nu știam eu că nu era foarte bine și atunci am înțeles de ce. Pentru că începea să devin obsedat. Mamă, vedea numai E4, E5, calf 3, calf 6. Deci numai toate mutările știam pe de rost. Aproape că eram în stare să joc cu tine, tu nu spuneai decât mutarea pe care ai făcut-o și eu știam exact cum e nebunul pe piesă, pe tablă și știam exact ce... Adică eram cam cu capul, înțelegi? Și m-am uitat așa la mine din afară și am zis, bă, aici ceva nu este în regulă. Hobby-ul ăsta nu e în regulă. Și am început să-l las încetul cu încetul. Și m-am desprins de treaba asta. Acum mă bate și orice prieten care joacă cu mine mă bate. Aproape că mă bate. Pentru că am vrut să uit toate chestiile alea. Era o obsesie. Deci depinde ce hobby ai și ce obsesie ai. Dacă hobby-ul tău devine o obsesie, trebuie să te vindeci. Fondatorii bisericii adventiste, precum Miller, promovau date de coborâre a lui Iisus pe pământ. De ce au renunțat? Ce nu a mers? Mulțumesc. Vreau să spun că William Miller nu a fost niciodată adventist de ziua șaptea. William Miller a fost baptist. Împreună cu prietenii lui au descoperit în Apocalipsa și Daniel niște profeții, în special în Daniel, capitolul 8, versetul 14, cum că va trece 2300 de stări și dimineți și Sfântul Locaș va fi curățit.
Miller a calculat că această perioadă de timp de 2300 de seri și dimineți se va încheia până la urmă, au fost mai multe date, la 22 octombrie 1844. Ce a înțeles el prin Sfântul Locaș va fi curățit? A înțeles că vine Domnul. Pământul e curățit prin foc, adică vine Domnul Hristos. Și toți cei care au ascultat această predică și această filosofie despre venirea lui Iisus se numeau adventiști, adică așteptători. Noi suntem adventiști, așteptăm pe Iisus să vină. După ce Iisus n-a venit la 22 octombrie 1844, s-au vrut mai multe categorii de oameni, unii au renunțat la credință, au zis că e o prostie, ce e chestia asta, uite ne-a prostit Miller și așa mai departe, alții s-au reîntors în bisericile lor, de unde au ieșit într-un fel ca să-l asculte pe Miller, și alții s-au grupat în anumite grupări creștine care să studieze mai departe, nu ce se întâmplă, la Dumnezeu e greșeala sau la noi e greșeala. Una dintre aceste grupări s-a numit Biserica Adventistă Ziua Șaptea, care ia nașterea în 1863. Deci în 1863 ia naștere oficial Biserica Adventistă Ziua Șaptea, deși credința adventă și spiritul advent este mult mai vechi. De fapt, din Eden este spiritul advent, de când Adam și Eva așteptau pe Iisus Hristos să revină. Dar în 1863, vreau să vă spun, dragi prieteni, că în Biserica Adventistă nu s-a fixat niciodată despre venirea Domnului Iisus Hristos la nivel oficial. Deci niciodată adventiștii n-au fixat date, așa cum se spune că au fixat, spre exemplu, Marturile Jehova, că Iisus din 1914, n-a venit în 1914, dar a venit în spirit. Apoi s-a fixat în 1975 odată, n-a venit în 1975. Și până la urmă și prietenii noștri Marturile Jehova au încetat să mai pune date. Așa știu eu. Dar știu că au fost câteva ocazii în care ei au pus date. Ei, adventiștii n-au pus niciodată date despre revenirea Domnului Iisus Hristos, din punct de vedere oficial, vreau să zic, al bisericii. Că mai sunt unii care speculează, care spun, da, vine Domnul în 2016, sau probabil că această intenția lor de drag pentru Dumnezeu, de a vedea mai repede pe Domnul Hristos, nu-i suspectez de rea voință ca să înșele oamenii. Însă personal nu cred. Am auzit chiar de curând predicatori mari care vorbesc despre anul 2031, că la 2031 s-ar împlini 6.000 de ani de la creațiune și că s-ar putea să vină Domnul în 2031. Dragilor, și unii zic, speculează, spunând despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, numai tatăl. Dar despre anul acela? Deci ziua, ceasul nu, dar anul? Și unul încearcă să pună anul. A venit toată unul la mine și mi-a zis, Cornel, am aflat anul în care vine Domnul. Serios? Când e? 1998. Zic, interesant, pe ce te bazezi? Păi zice, fii atent, în Apocalipsa zice că sunt trei duhuri de demoni necurate care ies din gura balaurului. Trei. Și zice numărul 666, 3 ori 666, 1998. Întors sau cum? Nu, 3 ori 666. A, 3 ori, a, ok. Da, vine 1998, deci vine Domnul 1998. Zic, voi, termină prostirea asta. Deci, această lansare de date și fixarea de date, din perspectiva mea, nu este bună, pentru că descurajează pe unii oameni. Pe unii înflăcărează, într-adevăr, și unii au rămas consecvenți, chiar dacă n-a fost la data respectivă. Însă nu cred că este bine să lansăm tot timpul date care să nu se întâmple și să rămânem cu buza umflată, dezamăgiți. Dar, și să renunțăm în a mai aștepta în final. Exact. Dar, încă o dată, ca idee, Biserica Adventistă Ziua Șaptea niciodată n-a pus date pentru revenirea Domnului. Există vreo legătură între Rahav, Rut, Tamar și Batșeba? Sunt strămoașe sau descendenții lui Iisus? Mica. În Matei capitolul 1 se vorbește despre faptul că toate acestea, într-un fel, sunt strămoașe ale Domnului Iisus. Pe linia genealogică pe care o știm, din Matei capitolul 1, ce vrea autorul să spune este că Iisus a purtat în venele sale ADN-ul lui David, ADN-ul unor păcătoși, unor femei păcătoase, și el s-a identificat cu acest ADN, neapărând în lumea noastră într-un trup destul de neafectat de păcat, să zicem, în a doua generație de la grădina Edenului, cel la 4.000 de ani de păcat, semnificativ. Satan ar fi zis, a, bineînțeles, tu acum te întrupezi, nici nu ai ieșit omul bine din grădina Edenului, că tu îl salvezi. Normal că poți rezista la păcatului, pentru că ai un trup vigoros, numai ce a mâncat bunicul tău din fructul vieții și tu poți să faci față păcatului. Iisus, după 4.000 de ani de păcat, se întrupează când întunericul era teribil de dens, când omenirea era într-o derivă cumplită, omenirea era săturată de
aristocrația romană, nu vreau să spun cuvânt, vai ce cuvânt mi-a venit, păcătoasă, să spunem frumos, aristocrația romană păcătoasă, săturată de monoteismul iudaic, de emfază și de această mândrie etalată într-un mod nepotrivit, și de filosofia greacă, care n-a adus mare lucru în schimbarea vieții sociale. Deci aceste trei mari blocuri de gândire erau când s-a născut Domnul Iisus și toate trei falimentare. Da? Și a venit Iisus ca o lumină să ofere lumii viața. Asta s-a întâmplat. Și l-a dat o palmă peste ochi diavolului, întrupându-se într-un copilaș neajutorat, cu pila trandafirie, în brațele unor țărani, fără studii psihologice. Și mi se pare absolut fabulos. Ce părere aveți despre cei în moarte clinică care au văzut iadul? Există acum iad și rai? Edi ne întreabă asta. Dragă Edi, e mult de studiat în legătura experiențelor din apropierea morții, în legătură cu experiența în apropierea morții. Biblia vorbește despre faptul că morții nu știu nimic. Există doar un singur pasaj care este o pildă, care vorbește oarecum despre faptul că exista un sân al lui Avram și o locuință a morților în chinuri. Iazul de foc și pucioasă la urmă este în Apocalipsa, pedeapsa celor răi, inclusiv a diavolului. Dar am văzut și eu mărturii din acestea. Oamenii merg în moarte clinică și văd acolo în iad tot felul de așa și li se dă voie să vină înapoi pe pământ, să povestească, să se pocăiască oamenii, să nu meargă în acel loc de chin. M-am uitat cu mare atenție la câteva dintre aceste mărturii și am văzut două categorii de oameni. Trei, de fapt. Primii care sunt mincinoși. Primii care vor să iasă puțin în evidență și sunt mincinoși. Se contrazic prin ei înșiși. A doua categorie de oameni care inventează. Văd interesul pentru așa ceva și pur și simplu sunt creativi. Poate că se pot identifica primele două categorii cu o singură categorie. Da? Inventează. Unii mint pe față, alții inventează. Sunt fabuliști. Dar există și o a treia categorie de oameni care sunt extrem, extrem de sinceri. Nu pot să spun toți mint. Oamenii sunt extrem de sinceri. Sunt îngroziți de-a dreptul. Limbajul non-verbal. Predau de câțiva ani comunicarea non-verbală. Și sunt niște semne. Când cineva minte, când cineva inventează și când cineva este sincer. Și toate aceste semne, coroborate cu tot ceea ce fac ei, mă îndovedesc că ei sunt sinceri. Cel puțin la nivelul percepției umane. Da? Și atunci am întrebat, ce o fi? Cum de văd ei chestia asta? Singura explicație pe care eu pot să mi-o dau, în contextul Bibliei, care spune că morții dorm, Domnul Iisus zice, Lazar, prietenul nostru, doarme, mă duc să-l trezesc din somn. Unul dintre ucenici zice, Doamne, dacă doarme, ar să se facă bine. Și Iisus zice, Lazar a murit. Da? Adică Iisus vorbește despre moarte ca un somn, fără vise. Dar singura mea explicație pentru oamenii aceștia care vin și povestesc este următoarea. Ei sunt foarte sinceri, dar majoritatea ajung într-un astfel de context datorită substanțelor anestezice pe care le iau în timpul operației sau durerii și adrenalinei pe care le iau în timpul unui accident, pentru că adrenalina se varsă în sânge în timpul unui accident. Și el, înainte să moară, își imaginează că iese din trup, că iese, sufletul său iese și se duce în ea și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt exerciții ale imaginației sincere a omului, pentru că omul
așa cum se așteaptă să trăiască în apropierea morții, așa va trăi. Și dacă el crede că după moarte se duce în rai sau în iad, această imaginație a lui însoțită de substanțele narcotice pot să-i dea această iluzie că el a fost acolo și că el a vorbit cu tare și cu tare și cu tare și atunci Dumnezeu îi spune, du-te înapoi și povestește oamenilor. Și totul este extrem de sincer. Dar din perspectiva mea și în tot ceea ce am studiat, aceste experiențe nu sunt reale, ci sunt un rezultat al narcoticilor asupra creierului uman. Și alterate de ceea ce alterate știi de ceea ce deja. Știi tu și de... Noi suntem produs al trei factori, Evelina. Mediul, ereditate și educație. Și noi am fost crescuți de mici într-un anumit fel. Și dacă noi credem că după moarte o luăm în stânga sau în dreapta, așa ni se va întâmpla în apropierea morții, că uite așa... Creierul are stocat acolo. Creierul are setat acolo da. Anumite lucruri. Dar sunt la fel de mulți oameni, la fel de mulți, poate și mai mulți, care nu povestesc, care în momentul în care intră într-o moarte clinică, ies și întreb, unde ai fost? Habar n-am, nu știu nimic. Nu știi că ai fost mort două ceasuri, nu știu. Habar n-am. Nu, mi s-a rupt filmul. Asta este situația. Experiența aceasta morții nu este deloc simplă și am un prieten drag. Este profesor... O să-i spun numele, cred că nu o să se supere. Profesorul Valentin Iftenie de la Medicina Legală. Mi-a dat o carte, se numește Medicina Legală. Și vreau să spun, Evelina, că a rămas prost când am citit câte stadii are moartea până la moartea definitivă. Deci, din punct de vedere științific, sunt atâtea stadii prin care trece omul până să moară, încât nu zine să crezi. Am citit cu gura căscată tot acest ansamblu de evenimente fiziologico-psihice care se derulează în timp ce un om moare. Deci e cutremurător. Până la răcirea organismului, până la ultimul tremur, până la... Este o știință, e dureros de fascinantă chestia asta cu moartea. Noi nu o stăpânim, pentru că suntem în viață. Însă eu cred că ceea ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură rămâne valabil. Da? Cine, eu sunt învierea și viața, zice Iisus. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi, nu trăiește. Nu trăiește. Dacă ai murit, nu trăiești, ci va trăi. E vorba despre viitor, când vine Domnul Hristos să ne dea tuturor vestea cea bună. Aș mai spune ceva aici. Te rog. Am acasă o carte, se numește Creierul și puterea Universului, ceva de genul acesta, scrisă de profesorul Constantin Dulcan, care, bineînțeles, crede în existența acestui suflet care merge în anumite locuri după moarte. Am văzut și un reportaj cu Morgan Freeman, în care el pleacă prin mai multe zone ale lumii ca să vadă nemurirea sufletului, ce se întâmplă cu sufletul, că moare și așa mai departe. Și merge și la hindu, merge și la egipteni, merge și la alte culturi și așa mai departe. Ei, în cartea aceasta, Creierul și inteligența Universului, Constantin Dulcan povestește o istorie în care o fetiță este omorâtă și îi se prelevează inima și este pusă în dreptul în inima unui băiețel, în pieptul unui băiețel de aceeași vârstă cu ea, care aștepta o inimă. După o perioadă de adaptare, băiețelul are niște coșmaruri teribile, totul dovedit științific, adică nu e glumă, în care îi se pare că l-o moară cineva și un forensic detective din ăsta, un detectiv criminalist, îți dă seama că ceva nu este în regulă, stă de vorbă cu copilul, îl întreabă cum arată nenea care vrea să te omoare și ăsta povestește cum arată, face un portret robot, se duce la părinții fetei și ăștia recunosc imediat pe cel care le-a omorât fetița. Datorită unei informații pe care copilul acesta, cu o inimă nouă, le furnizează poliției.
Este un caz foarte cunoscut în întreaga lume. Și unii oameni sunt de părere că, iată, un transplant de genul acesta nu este ca și când ai lua o roată de la o mașină și ai pune la altă mașină. Vine cu memorie. Vine cu mai multe informații, cu memorie, cu genetică. E cutremurător ce am citit acolo. Științific, adică nu e o poveste de... Da? Adică suntem atât de analfabeți în legătură cu chestia asta, încât vom lăsa pe Dumnezeu să ne explice mai mult când va veni. Noi știm ce zice Pavel. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, clipa plecării mele este aproape, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă corona neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, în ziua aceea. Da, nu acum, după ce mor imediat, ci în ziua aceea. După ce mor imediat, da, viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, sunt în siguranță. Dar răsplata va fi în ziua aceea. Am rămas mut de durere când, în urmă câteva zile, a murit marele apologet creștin Ravi Zacharias. I-am citit toate cărțile traduse în limba română. M-a inspirat mult omul ăsta, mult, cu o delicatețe și cu o minte ascuțită, cu puterea de a sta în fața tuturor, de a pune întrebări oamenii. Am învățat mult de la el. Și toată lumea a scris, Ravi Zacharia s-a plecat la Domnul. S-a întâlnit cu Iisus, pe care l-a predicat o viață întreagă. N-am mai simțit chemarea ca altădată să spun că n-a plecat la Domnul, că se odihnește și că vine Domnul. Că practic, practic, dacă el a fost în regulă cu Dumnezeu, peste o fracțiune de secundă închide ochii și îl vede pe Domnul. Da? Și practic este ca și când ar fi cu Domnul, deși el nu este cu Domnul. Da? Dar citiți cărțile acestui om deosebit. Cornel, mai avem mai puțin de un minut, așa că o să se adresez ultima întrebare, din păcate, din această seară. Anxietatea poate fi privită ca un semn de la Dumnezeu, un semn că trebuie să schimbi ceva în viața ta și în obiceiurile rele pe care le ai. Știu că Dumnezeu nu obligă pe nimeni să fie bun sau rău, dar pot privi această anxietate ca pe o șansă de la El pentru a schimba unele lucruri? Da, poți privi lucrul acesta. Zice cuvântul lui Dumnezeu că în urma unor evenimente dramatice o mare frică a apucat pe cei care au văzut aceste lucruri, și uneori trebuie să ne apuce o mare frică, în sensul că să luăm în serios lucrurile spirituale, nu sunt bagatele acestea. Și dacă simți că ești tulburat pentru că faci anumite lucruri care nu sunt în regulă, în ordine, ascultă Duhul Sfânt care îți spune lucrul acesta și pune capăt păcatelor tale. Asta este rugămintea noastră și dorința noastră, ca toți cei care ne ascultați, împreună cu noi și cu toți cei dragi ai noștri, să fim într-o zi împreună cu Dumnezeu. Îți mulțumesc, Cornel. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragii noștri, pentru că ne-ați urmărit, ați rămas cu noi până la această oră. Eu sunt Evelina Bevis și vă dăm întâlnire vineri seara viitoare, tot de la ora 21. Până atunci, să aveți parte de zile frumoase, binecuvântate, pline de multă sănătate. La revedere!